Hai să pătrundem puțin în interiorul sufletului tău, în aproape, aproape, da, de sufletul tău, mai ales că iubita ta, soție, vorbești frumos de ea și vreau să ne spui cum ai cunoscut-o și când ai cunoscut-o pe Madeleine Wojcinowski. Am cunoscut-o în 2004, când eram director de service auto, și ea lucra în incinta, să zic așa, aceluiași service ca și clădire, dar la altă firmă. Cine cântă în casă?